Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă The Long Drive. Wow, 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 a trecut ceva timp, corect? The Long Drive este frate cu My Summer Car, pentru că este un joc vechi. Bine, My Summer Car e mai vechi dacă nu mă înșel. Dar developerul nu îl abandonează, tot adaugă chestiuni, știi? Și bă, mă impresionează așa, adică inițial când am jucat jocul nu era mai nimic, era o mașină și te plimbi prin deșert, am mai încercat el să adauge, baie, mori, mașini noi și așa mai departe. Am zis să încercăm și noi această joacă, vedeți că sunt mai multe biomuri, noi dăm mixed, o să dăm reset, începem de la zero și s-a adăugat recent o mașchinetă. Seed-ul pot să-l scriu eu? Nu merge cu litere, ok, seed random. Bun, aici ne-am oprit, let's go. Am început, deci, dacă nu știți despre ce este vorba în acest joculeț, nici eu nu știu, nu m-am mai jucat. Mamă, a apărut munți, ce-a apărut, mă, e un joc foarte, foarte random. Ce înseamnă random? Adică aleatoriu. Nu înțelegi nimic ce se întâmplă. Poți să iei iteme cu tine, dar trecută mă urmăreau niște iepuri. Ce-o fi asta? Nu știu. Suntem în pod, avem fantomele din pod. Ok, mașina. De fiecare dată când reîncep salvarea, îți dă o altă mașină. Deci poți să ai noroc de mașini mișto, poți să ai noroc de mașini proaste. Dar nu contează mașina asta, pentru că dacă avem noroc, pe drum o să găsim o mașină puternică și perfectă, ok? Asta nu știu ce ar vrea să fie, un trabant, deci că nici nu are o lunetă. Ok, și mai erau câteva chestiuni de care noi trebuie să ținem cont. F, pickup, avem sus, în așa, inventarul, după care erau câteva chestiuni importante. Pușca am putea să o luăm cu noi, ăstea cred că sunt gloanțe pentru pușcă, nu sunt super sigur, 4, și ia stai, 4, hai să deschidem porba. What, are motorul în portbagaj! Ce bă, ăsta Lamborghini? Vai, vai, roata asta e o porcărie. Nici nu cred că există să se spargă în joc roata măcar. Adică e mai mult la... e un bait ăla. Uite cum face! What? Ce nebun merge cu frâna de mână pusă? Vai, pornește mai repede decât Satsuma. Iese fum. Hobă, gata. Pe I se oprește mașchineta, ok. Dăm sunetul mai tare. Cam asta e mașina noastră, boys. Acest motor V8 dezvoltă aproximativ 20 de cai la vale, gen. Da, nu mai zicem nimic, asta este. Avem și niște ulei. Jocul, mă rog, te lasă pe tine să procedezi cum dorești. Ai 100% ulei. Uite-l, mă, rezervorul. 100% gas, ok? 100% ulei. Știu că anumite motoare poți să faci tu un mix de ulei cu apă, să nu mai știu cu ce făceai. Și putea să funcționeze bine motorul. Mă rog, îl lăsăm așa stoc. Mai era un burete aici, care eu n-am idee unde e. Miliarde de kilometri. Iubita, tu stai în față cu mine să-mi ții companie. Că ești frumoasă, foc mâncate, tata. Așa, avem... ăsta e cu apă, ăsta e cu gasolina. Are 2 litri. Ceea ce ne place. Bă, nu-l bea! What? Apare în dreapta acolo, cum mă duc la baie. Bun, 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 bun. Jocul merge bine, am mai făcut băiatul ăsta meniu mai frumos și el așa. Aici este iubita noastră pe care am luat-o cu noi, ok. Nu găsesc buretele, come on! Uite-l, mă, sunt chior. Eu am crezut că, wait, ăsta nu e buret, ăsta e un lingou de aur. Dă-i. Poate dacă dau foarte repede, gen. Uuuu, sărind din ghețanes. O să se ducă dinții aia, deci nu știu dacă putem să reparăm toată mașina. Sau? Mamă, vezi că deja arată bine, era fel mobilul. Bara asta? Wow, let's go, guys. Am uitat să închid vizionurile, ok. Bă, arată bine, chestii ce iubita. Stai un pic, stai un pic. Nu. Vreacă bine, hai. Oooo, bai, aveți dreptate că n-am făcut oglinzile eu. Habar n-am dacă pot o... Bă, pare mai ok. Gata, a murit. No! Ok, ne-a servit bine. Și acolo? Mamă, iepurii aia sunt periculoși rău de tot. Nu mai știu stropitoarea asta ce făcea. What? E stropitoarea magică! Nici nu mai trebuie să...
Ăsta n-aș da. Ia. Da, nu cred că se întâmplă nimic, actually. Bă, vezi că mașina asta e casă rău de tot. Întâmplă, iubita. Vrei să te poziționezi eu bine? Ia, ia. Stai ștelic așa, uite ce frumoasă ești astăzi. Ia. Auzi motorul ăsta aspirat. Au, avem glonțe în bord. Suntem gangster, bă, băiatule. Ok. În primul rând vom face test 0-100 cu acest Trabant terminat. Drumul e cât de cât drept așa. Am pus una de mână, am oprit. 3, 2, 1, let's go. Zero, 100, spuneți-mi în comentarii, repede. Hai bă, ce asta, Dacia Spring? Prinde în 30 de secunde. 0-100, 0-100 și 100. Woo! Cred că 5 secunde, sincer. Sau 50. Ok, trebuie să avem mare grijă totuși, pentru că nu vrem să... Uai de capul meu! Iubita, ține-te bine! Deja murim la 100 la oră. No, e pericol public mașina asta. Ești bine, iubita? Aoleo! Aoleo, stai ștelică cum trebuie. Știu că frânez mai brusc, dar totuși. Bun, acum noi o să conducem ca nebunii, efectiv. Ia, ia. We don't even know how they built it. You know what I'm saying? And just like genetic mutations and the evolution, that robot. Și radio din GTA. Another one. And that robot builds another robot. Avem lumini. Man, you know, what the? E un avion! Wow! Vezi că e șmecher rău binoclul ăsta. Ce zici, iubita? Ai amorțit? Ești bine? Hai că acum ajungem. Opa! Acum ajungem, iubita. Văd o clădire ceva aici. Hai că tragem stânga. Nu e nicio clădire, e o piatră. What do you mean? Am crezut că are lumini. Dacia cumva. Oh my god, e Dacia. Let's go, guys. Bun. Iubita, am oprit aici lângă Dacia. Eu zic să ne băgăm la nănică, da? Hai, te pupăcez, da? Hai, Nani. Nani, moment. Ia să oprim motorul. Prește și luminile. Wow, facem roleplay. Ha, de ok. S-a blocat. Ah, lol, dacă apeși U. What? Cannot sleep yet, ok. Fii atent, dacă apeși U. Ah, se blochează imaginea, mă, am înțeles. Interesant, și cred că conduci cu mouse-ul. Cred că asta e chestia. Bine, ești bine, iubita, cum te simți? Hai să scoatem și petelică la un pic de aer. Da. Gata. Respiră și tu. Holy. Ia joacă bolidul ăsta. Vai. Let's go, let's go, let's go. Dacia, ok. Pot să beau? Habar n-am ce chestie cu albastru din stânga jos. Dar ok. Bă, în sfârșit are motorul pe față. Ia să vedem. Bă, vezi că are un pic de ulei. N-are coolant și asta nu prea e în stare bună. Asta nu prea îmi place. În rest, trebuie să opresc și eu aerul condiționation. Știu că Dacia are în spate rezervorul. Gol. You hate to see it, boys. Goluț. Deci, la momentul de față, ne trebuie un fel de... tub ceva, nu tub, un o țăvușcă, nu-mi vine în minte cuvântul, ca să putem să tragem
din rezervorul nostru combustibilul în canistră. Da? Tu stai bine acolo, iubita? Bravo! Hai să mai venim și noi un pic. Nu știu dacă îmi crește. Îmi crește viața, văd. Deci, ok. Bă, nu știu ce e asta. Mi se pare că e vechea motocicletă. Țineți minte că am mers cu ea în episodul anterior. Poți să-i pui roți și toate cele și o poți face funcțională. Ca idee. Aici e o benzinărie. Faza e că în jocul ăsta iepurii te atacă și fac foarte urât. Nu te cred că nu mai am... Bă, da. Nu combustibil, muniție. Cred că am murit de la glonțul ăla. Anyway. Dă-i! Mai ești în viață, Aurică? Nu mai. Suntem bine, suntem bine, boi, suntem bine. Vezi că văd un coolant de ăsta nou-nouț de răcește. Iubita? Altă iubită. Două iubite. Vezi că e bine. Stai acolo. Ăsta nu știu ce e. Niște ochelari. Avem cauciuce. Oglinzi, dar nu știu dacă sunt pentru noi oglinzile astea. Sunt pentru alt tip de mașină. Deci nu ne avantajează cu nimic. Nu. Uite, acum bem. What? Eu nu înțeleg bara aia din stânga jos de albastră. Nu era apa aia sau ce beam și creștea, scădea? Ok. Bă, nu putem să luăm mașina asta din păcate. Oricum nu merge, nu-i dă nicio cheie, dar vezi că mi-ar plăcea o Dacia la un moment dat. Vezi că e casa rău Dacia asta. Dar v-am zis, nu putem să extragem. Asta tot așa e, asta e o mașină mișto. E o mașină foarte încăpătoare. Pe care noi mi se pare că n-am reușit să o luăm data trecută. Poți băga aici o groază de chestii, cred că e și o ușă. Ok. Și noi în natură puțin astăzi. Frumos. Între timp, nu uitați de G Fuel. Desigur, aveți link în descriere, l-avem pe Sanic alături de noi. Avem Green Apple, aroma mea favorită. Dacă luați Green Apple și aroma cu Naruto, 10 din 10. Cam ele sunt cele mai vândute, foarte, foarte bune aromele. Bun. Codul RAF 12% reducere, livrează repede băieții de pe Energy Lab, deci nici nu stau la discuții. Punem o dată așa și mai luăm o iubită în portbagaj, nu sunt portbagaj, o băgăm în spate pe iubita. Ușa aș vrea să o păstrez sincer, dacă se poate. Ok, bă, vezi că mașina asta e ce trebuie, mașchineta. Hai să verificăm puțin rezervorul și am plecat la drumeție. 2 litri, o ducem bine pe benzen. O ducem bine de tot, hai. What? Ha? S-au spart toate roțile și s-au umflat la loc. Nu știu pe ce radio am intrat. Hai să-l oprim. E ceva interesant aici sau care-i șpârla? Doar și doar combustibil. Adică doar ulei, diesel, gas. Am găsit unul bun. Purița. Din niște benzină. Bă! Avem mult combustibil aici. O să ne trebuiască... ne trebuie un coolant nou. E cam terminat asta din ce văd aici. Bine că dacă am dat cu peria aia pe el, poate și mai revine. Suntem ok, putem să mergem fără probleme. Totuși aș vrea să mai caut pe aici. S-ar putea să mai găsim unul cu foarte multă benzină. Adică nava asta nu e degeaba. Avem numai ulei. Deci 20 de litri are canistra. Are rezervor. Ești nebun? Chiar sunt curios câți kilometri duce la 32 de litri. Că ăsta sigur e un motor mic. Cred că e motor de... Mamă, hai că ăsta e un big win. Și ne-a luat undeva la full combustibilul. Bă, fulicianis. Iubita, mamă ce față ai. Vai, nu mai vreau să văd nimic. Ok. Hai să-i dăm ca lumea, full combustibil, ganță, top, n-ai ce să-i mai zici. E ceva aici. E o benzinărie de buget, ce mă asta? Ia, fii atent, deci am mers ca lumea și am folosit doar jumătate de litru. S-a dat un fâsit, așa. Ha.
Ok. Păi, nu avem nevoie să alimentăm. Putem să mai punem niște ulei, deci nu zic nu. Și canistra asta nu e așa rea. Hai să-i facem full-ul la ulei. Ok. Și de-aia zic că ne trebuie apă pentru coolant-ul ăla, la stăm pe spate. Aici ce? Altă pompă, nu merge. Băi, știi ceva? M-a speriat așa un pic bug-ul ăla. Și... mă, cred că ni s-a spart o roată. Sincer. Ori ni s-a spart o roată și pierde aer, nu-mi dau seama și se aude. Hai să luăm roata asta cu noi. Gen, just in case, că se întâmplă ceva, am luat roata. Salvăm din nou. S-a spawnat ceva. Aparent avem un autobuz, dar nu are roți. Opa. Ok, 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 deci la 50... 4, ca la 50 de kilometri s-a spawnat, ok. Bun, hai să oprim, hai să ne dăm jos. Iar fâsie ceva așa, nu știu. Habar, n-am în fire. Ce asta? E o piatră. Wow, avem un cârnățescu. Da, nu e nimic la oprirea asta. Problema e că nu se deschid. Nu cred că mai are baterie. Fă-tu push. Nu mai are baterie și n-ai cum să-i deschizi nimic. Cred că aia e problema. What? Ne-am luat damage? Bă, stăm foarte prost cu mâncare și așa. Sincer vă zic, boys. Trebuie să ajungem undeva unde să mâncăm. Altfel e jale. Suntem literalmente pe moarte. De fapt, stai un pic. Poate putem să bem ceva de aici. Hai să sperăm că găsim ceva de mâncare, nu știu, orice. Avem efectiv o mașină. Care nu știu ce mașină e. E trabanca al nostru? Ok, 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 dă-te jos. Și începem, boys. Pick up. Hey. E ulei ăsta. Ați arată ce e. Nice, nice. Cred că poți să vopsești mașina. Mamă, ce dezastru e aici. Jesus. De ce nu poți să-l mănânc? Unde sunt? Ce se întâmplă cu viața mea? M-am blocat în patul ăsta, aia e problema. M-am mâncat undeva să intru aici. Am crezut că pot să ies, dar efectiv sunt lipit pe pat așa într-o parte. Adică nu pot să o mai dau jos, come on! Vezi, de-aia e bine să salvezi super des. Autosave-ul e ăsta, asta e așa. Să fie așa wow, așa inteligent e autosave-ul ăsta de mi-a salvat el când am intrat aici? A știu că o să mor ca prostovanul? Că mă blochez? Bă, n-are rost să caut, deci nu e nimic interesant. Avem o mică benzinărie, dar nu sunt vești bune. Am mers cam 100 de kilometri, 100 și ceva. Ok. Și mai nimic, sincer. Bă. Cum mănânc chestia asta? Ne-a luat mâncare, e un biscuit ăsta. Problema e că... îmi dă pe altceva în loc să-mi dea pe oglindă. Și dacă poți să-i mai faci, că trebuie să dau cu buretele. Da, cred că trebuie dat cu buretele. Bă, mereu mă duc în spate. Stai. Se putea face mai bine mașina de atât. Bă, nu pot să fac oglinda asta. Ori trebuie făcută cu ăla, nu înțeleg. Da, bă, se putea face mai bine de atât, deci trebuie să mai căutăm bureți.
Hai să... Oh, stai așa că e niște apă acolo. Ia stai așa. Alcool. Bă, îi dăm și așa. Ne-a crescut viața că am băut alcool. Deci nu știu care e faza. Doar că, bă, nu găsim nimic bun, adică situl ăsta e cam prost, sincer. Poate ne salvează de la kilometru 500 încolo, hai să vedem. Wow! E benzinăria bântuită. Ok. Bă, doar benzinării găsesc! Come on! Come on! Până și iubita mi s-a luat, nu mai are chef. Iubita... S-a spart ceva, habar n-am. Așa... Avem niște combustibil. Stai. Suntem ok... am uitat să pun ăla. Suntem ok și cu combustibil, cu ulei. Mamă, în sfârșit mâncare, bă! Ia mă asta cu tine. Ia stai mă așa. Bine, ar trebui să luăm carnea asta cu noi. Baconul ăla. Nu știu ce e în sticlă. Gol. Acolo e ceva aur, cred. Aici nu. Trebuie să iasă bulele alea micuțe, știi? Și acum nu mai ies, vezi? Deci nu-mi dau seama exact ce trebuie să-i fac. Nu sunt cine știe ce spawnurile, aia e chestia. Aia e toată problemuța. 537. Opa! Bă, ce se întâmplă? Bă! Am murit! Nu! What? Distance driven 57 de kilometri? No shot! No! Ah, nu mai am viață, bă! Da, mă, deci ce am greșit noi în run-ul ăsta, ce cred eu, nu am băut apă. Ah, uite ăsta, nici nu l-am văzut în LOL. Este așa că sunt curios și putem să mai facem la mașină. Bă. Mamă, vezi că e ganță mașina, top. A, uite-o. Gata, mă, uite, am făcut și capota acum. Dar ăstea? Na, n-ai ce. Bă, n-avem apă, mă, aia e singura problemă. Adică, frate. Deci nu e apă, pur și simplu înainte găseam. Fii atent ce trebuia să facem, trebuia să venim aici. În primul rând că bem noi apă. Gata, mă, abia acum se umple. Deci trebuia lăsat sub chiuvet, sub robinet, pardon. Ok, ok. Caracterul nostru totuși bea foarte multă apă. Situația în felul următor. Este o altă zi și pur și simplu nu mi-a plăcut cum a ieșit episodul. Nu mi-a plăcut ce gameplay am avut, așa că am zis să mă mai joc off-camera și până la urmă am dat de Dacia aceasta care s-a spawnat de la bun început. Și fiți atenți care este situația. Am scos toată porcăria aia cu hunger și cu thirst pentru că încă nu știu să mă descurc atât de bine. Hai să scoatem, vreau doar să mă plin să văd content. Și faza cu Dacia este că are 160 la oră, deci s-ar putea să prindă mult. Din păcate, am plecat ca prostul mai devreme cu o altă mașină care mergea foarte repede, 160 fără nicio problemă, și am uitat să alimentez să-i bag benzină, da? Deci, avem benzina și luăm asta cu noi, ne ducem aici, umplem tot, ca idee. Cred că trebuie să deschidem aici. There you go. Și am rămas efectiv fără benzină, adică am plecat fără să alimentez, am murit pe drum. A rămas fără benzină. Pentru că o să consume mult dacă prinde mult la oră. Cam mai e toată ideea. Pușca ne trebuie, asta ne trebuie. Dacă avem noi chef, putem să luăm asta și gen să dăm din nou așa cum ați văzut tot episodul.
Ok. Și putem să transformăm Dacia la loc. Să facem ce a fost ea odinioară. E terminată mașina totuși. Mai bine e că o lăsam așa ruginită. Mamă, fii atent, prinde culoare. E prea satisfăcătoare mecanica asta, dar a rămas fără. Deci dacă mai găsim pe... prin altă parte, bine, dacă nu, nu. Și cred că... Acum am înțeles că cu buretele ăsta vii și dai după, da? Deci după ce și-a recăpătat culoarea... hai să dăm pe plafon. Știi? Și buretele ăsta, când rămâne fără partea asta zgrunțuroasă, înțelegi ce zic? Fără... Nu mai știu cum mă întorc. Fără partea asta zgrunțuroasă, atunci s-a dus buretele, basically. Hai să dăm și pe așa. Încă mai are puțin. Bă, vezi că arată bine Dacia. Asta nu cred că avem cum să o facem. Nu merge, nu. Nici bara, nici alea, mă rog. Hai să deschidem portbagajul. Mai are cred că o folosință buretele ăla, dar mă rog. Hai să deschidem, avem un interior așa crem, nu știu cum e. Dă-i cu spatele. N-am selectat ca idee, doar biome de iarbă. Este... O să vezi seed-ul pe ecran dacă vreți să-l folosiți și voi. Este... Așa s-a spawnat, da? Am luat seed-ul de la un băiat pe YouTube, știi? Și nu știu ce zice el acolo, că sunt nu știu ce mașină. Oricum, seed-ul cred că ajută doar cu ce mașini găsești pe drum eventual. Dar nu cred că ajută cu mașina cu care începe, aia e mereu random. Ăsta mai e foarte bună, nu mai știu exact ce face ăsta. Nu știu dacă dai pe zona cu rugină sau nu. Ah, ok. Oare merge și pe asta? Merge, dar uite, capacul ăla n-ai. S-a făcut, bă. Da. Și s-a făcut la fix, deci nebun. Mamă, vezi că arată prea bine Dacia asta. What? Vezi că arată tank rău Dacia, na? What? Avem un capac de ăsta, ăsta e așa. Da, da. Acolo avem apă, nu o să ne mai trebuiască apă. Nici mâncare, nici nimic. Și nu știu dacă avem noi... Avem alcool. Avem diesel, mă, și mașina noastră nu merge pe diesel. Dacă mergea pe diesel 20 de litri din prima... Aia mi-e toată frica. Din ce parte bate soarele? Nici măcar nu-mi dau seama, măcar. Vreau să fac o poză de thumbnail. Din ce am văzut la oamenii ăștia pe YouTube, doamne, pe forumul jocului, că am mai citit, eram curios cum să găsești mașina, știi? Și toți ziceau, mamă, dar derapează, da, aceasta e insane. Stai să vedem, ia, fii atent. Stai. Sunt tare curios cât prinde Dacia. Deci am avut parte de o mașină care, bă, mergea 160, top îi dădea. Deci top mașina aia. Asta nu știu dacă mai prinde la fel. Dar hai să vedem. Și fii atent, am prins o mașină, dar am resetat, n-am jucat cu ea, care avea efectiv trapă. În viața mea am văzut mașină cu trapă pe jocul ăsta. Efectiv puteai să deschizi trapa. What? Ce mai avem pe aici? Am găsit niște combustibil. Deci nu se întâmplă prea mare lucru pe acest playthrough. Alimentăm ce am consumat, practic. Ok, avem o ușă, ne-ar trebui o bară de față. Roata asta pare a fi... Pare a fi bunicică roata. Da, e în stare mai bună. Ok. Ulei nu știu dacă ne trebuie, Dacia asta nu mai știu cum funcționa. Ascultam radio asta de cam nebun, sincer. Joacă Dacia asta, avem 3,5 acolo, 5 litri acolo. De așa. Ulei full. Ok. Găleată. Bă, credeam că ăla e, dar nu e. Ce cred eu că e? Ăsta e bunicel. Două.
Ok. Mâncare, dar nu ne trebuie. Habar n-am ce e asta. În spate e ceva, nu e nimic și cam aia e tot. Da. Ne trebuie o bară pentru față, că nu avem. Ok. Și hai să vedem ce putem să mai... Asta o dată. Nu știu dacă bara asta se poate... ok. Ușile. Stai. Una, două, trei, patru. Bă, chiar e în stare perfectă Dacia acum. Deci n-am ce să vă zic. Îi mai trebuie niște căpăcele. Actually? Bă, Dacia, deci n-ai ce să-i reproșezi. E în stare perfectă. Da, aia nu cred că se mai salvează. Trebuie să schimbăm roata cu totul. De fapt, cred că ar trebui să facem noi așa. Da, trebuia să dau cu spray-ul pe roata asta, că asta se poate face, aia nu. Da, trebuie dat cu buretele, nu cu buretele, cu sârma. Ok. Avem combustibil, suntem la 16 km, let's go. Închidem aici. Abar n-am care-i faza cu... Avem un televizor, genul, what? Care merge wireless. Avem o mașchinetă care e terminată. Ok, trebuie să avem mare grijă cu zona asta, că e cam jale. Ulei nu ne mai trebuie. O minge. Putem să vopsim. Motoare. Motorul ăla poți să-l pui la mașina ta dacă ai neapărat nevoie. Deci putem să mergem să ne săturăm. Să mai dăm un 7. Ce să găsesc ceva interesant, dar nu găsesc efectiv. Cred că intrăm într-un biome nou. Trecem din ăsta de deșert, cred că intrăm din nou pe de la verde. Și avem și ceva aici care e o benzinărie amărâtă. Oh, bă, n-are frâne Dacia. Vai. Dar din nou, trebuie să călătorești în jocul ăsta insane de mult. Nu găsesc nimic, niște carne. Așa, așa, gol, aici e combustibil, din nou combustibil, nici o mașină, nouă nimic, cred că trebuie să mergi sute de kilometri. Ăsta care e terminat, din nou clădirea, ok, și ce aici? Măi, de oameni morți, ok, asta nu știu, ia, de-aia de vopsit. Modaia de ulei, cârnați. Acum am realizat că poți trece și mai sus. What? Cum ne întoarcem pe lângă scară? Tare ușa asta, ok. Stai să vedem, nimic. Nu știu ce e acolo. Bă, e mișto de deasupra de aici. What? Lol. Ne-am urcat destul de sus. Dar din nou, nu e absolut nimic. Cred că asta e problema jocului. Nu e nimic, nimic. E același care se tot repetă, ha? Carne, random. Ceva. Benzină. Cartuș. Da, și asta a fost tot. Mamă. What, am aia că m-a aruncat-o bine. Chiar voiam să zic, nu știu unde o fi canistra asta în iarbă. Bă, stăm bine pe combustibil, n-ai ce să zici. Ah, 50 de kilometri, mamă, m-a spart. Ho, bă, merge mașina cu frâna de mână pusă. Alt autobuz, clasic, nu se întâmplă nimic. Ok. E gol, n-ai ce să iei. Iar aici este iubita, ia uite, stă și ea. Se relaxează. What? Ce face posterul ăsta aici?
Ok, nu știu ce faci cu aurul, adică care-i faza, pur și simplu, nu știu. Sincer, boys, mi-a ajuns jocul ăsta, deci mi-a ajuns până în capătul puterilor. Înțeleg ideea jocului, nu reușesc să găsesc noua mașină. Durează mult prea mult. Asta mă joc de 63 de minute și absolut nimic nu s-a întâmplat. Come on, dude. Ce joc e ăsta? Adică nu are sens, pur și simplu nu are sens. Nu are sens, nu are sens, nu are sens. Nimic de o oră, absolut nimic. Ce sens are jocul? Jocul trebuie să fie distractiv, să te... Mă dau bătut. Boys, cam atât cu Daciana. O dezmembrăm de final. O despuiem pe săraca Daciana. Asta a fost. Până aici a mers mașchineta. Din păcate, situl ăsta e mult prea prost, presupun. Poate trebuie să găsesc alții sau habar n-am. În fine. Are o mică scurgere rezervorul. Oare dacă trag în spate, motorul. Ok. Bun. Sper că v-a plăcut episodul. Ne vedem la viitoare. Pa!